Ne apropiem de terminalul de feribot, undeva în zona asta. Am fost aici cu barca pe care am avut-o dinainte și ăsta este locul unde mi-a făcut gaură în barcă. Și o să-ți arăt. Cam de aici a fost aventura mea. Dar chestia este că trebuia să ajung înapoi pe cealaltă parte, spre Vancouver, care este la 50-60 de km, nu știu exact. Ia. De fapt, a fost în zona, se numește Gibson's. Este un loc cu apă foarte mică, la reflux. Deci trebuie să fii foarte atent. Apă la un sfert de metru, 10 centimetri sau nu le vezi decât dacă este la reflux și depinde la ora din zi la care ești, poți să nu le vezi deloc. Și ce a trebuit să fac? De fapt, stai că era că era atunci era valuri mai mari, aveam gaură în fundul bărcii, nu știa cât e de mare gaură, că n-aveam cum să vedem. Și era o decizie foarte importantă pentru mine ca să trec direct ruta cea mai scurtă, să economisez benzină și timp, pentru că timpul era important. Știam cât mă ține bateria, cât mă ține motorul, dacă am pălit motorul, dacă aș fi știut eu că am pălit și motorul. De fapt știam, dar dacă aș fi știut că am avut gaură la motor, unde a intrat apa, a curs tot uleiul și a intrat apă și eu de fapt mergeam în loc de ulei, mergeam cu apă de mare. Dacă știam asta, făceam alte decizii. Și în principiu ar trebui să întorc ăsta aici, așa ar trebui, dar nu sunt sigur care e. Uite cum vin puștenii pe care-i părăsc ăsta. Bine, ascultă să vezi cum s-ar putea să nu-l pălească, nu îl pălește. Uite, ok, bang. No, nu o prins apa. Oh, da, face o mișcare de asta mă nebă. Trebuie să mă duc jos la mașină. Deci cam asta e ideea, că o trebuie să fac o decizie, să merg aproape de mal, care însemna încă vreo 20 mai mult de kilometri, că e un golf. În plus, și să risc să trebuiască să not. Ok, trebuie să intru. Sau să merg direct. Și am mers cu un fel de rugăciune la invizibil în suflet. Da, trebuie să mă duc la mașină, că ăștia descarcă și nu mă așteaptă. De fapt, da, am calții în spate. Uite, ăsta e terminalul. Parchează aici. Uite acolo ce e. Imagini, domnule, ce imagini. Wow. Păi, vis pentru milioane de oameni. Mulțumit de fiecare dată când am experiența asta. Vorbim, pa, pa!